Stau prezent pe ordinea de zi, a ședinței 30 a 7-2018. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 142 din 25-7-2018, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești de Subacău, în data de 30 iulie 2018. Proiectul ordinei de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și aprobarea confinanțării actualizate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului local și drumul comunal de C158, Comuna Bârsănești de Subacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pe anul 2018. Punctul 3. Prezentarea raportului anual de activitate al primarului, viceprimarului și al fiecărui consilier pentru anul de mandat 2017-2018. Punctul 4. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire către secretarul comunei și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 1. Expunerea motivele pentru aprobarea indicatorului tehnico-economice actualizat și aprobarea finanțării actualizate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții de modernizare rețelei drumuri locale și drum comunal de C158, Comuna Bârsănești. Doamnelor și domnilor consilieri, pentru a putea finaliza obiectivul de investiție, modernizare drumurilor locale și drum comunal 158, Comuna Bârsănești, și având în vedere că începând cu anul 2018, contribuțiile la stat au trecut din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform ordonanței de urgență numărul 79/2017, era necesară refacerea devizului general conform noii legislații în domeniu, ceea ce a dus la modificarea indicatorilor tehnico-economici și confinanțare de la bugetul local. În baza devizului general întocmit în conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 907/2016, defalcat pe obiecte, categorii și categorii de cheltuieli, rezultă cheltuieli eligibile prin PNDL, finanțare de la bugetul local, de la bugetul de stat, 3.992.000 lei, inclusiv TVA-ul, cheltuieli eligibile de la beneficiari finanțate de la bugetul local, 222.426 lei, inclusiv TVA-ul. Defalcare cheltuieli eligibile și neeligibile. Total general, din care 4.214.434 lei de la bugetul de stat, din care 3.992.008 lei și bugetul local 222.426 lei. În consecință, am inițiat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea confinanțării actualizate de la bugetul local privind obiectivul de investiții, modernizare drumurilor locale și de ce 158, Comuna Bârsănești, județul Bacău, pe care vă rog să-l aprobați în formă prezentă. Discuții? Da. Deci, sigur, s-a modificat, a trecut taxe și impozite de la angajator la angajat și nu trebuie să modifice devizul general. Așa a cerut supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Expunere de mulțumiri pentru aprobare de rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești anul 2018. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere adresa numărul 781 din 24.07.2018, înregistrată la OAT Bârsănești sub numărul 2573 din 24.07.2018, a Conducerii Școlii Gimnaziale numărul 1 Bârsănești, prin care solicită suplimentarea bugetului inițial la cheltuieli materiale cu suma de 60.000 de lei și analizând împreună cu domnul inspector contabil Jacărului Ion execuția bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2018 la data de 30.06.2018. Propun suplimentarea veniturilor bugetul local cu suma de 60.000 de lei, după cum urmează. 1. Cu 30.000 de lei la capitolul 07.02.01.01, impozite de la persoane fizice. Și punctul 2. Cu 30.000 de lei de la capitolul 07.02.02.03, impozite de terenuri din infravilan.
din parte, așa. Iar la partea de cheltuieli, suma va fi utilizată la capitolul 65.02.0401, cheltuieli pentru învățământ, titlul 2. Cheltuieli materiale, cu bunurile și serviciile, articolul 20.01.30, alte bunuri și servicii pentru iniziere și funcționare în vederea acoperirii următoarelor cheltuieli. Cheltuieli cu naveta și deplasările, 35.000 de lei, pentru plata lunii restante de navetă are a cadrelor didactice, decembrie 2017 și intervalul ianuarie-iunie 2018. Revizii de la centrale tehnice ale școlilor, 4.000 de lei. Achiziționare de lemne de foc, 15.000 de lei. Achiziționare de materiale de curățenie, 6.000 de lei. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli în forma inițială. Discuții? Nu, eu trebuie să discut. Aștept celălalt colegi. Da, vizitele sunt tuturor. Noi avem o cotă care trebuie să le dăm. Noi ne-am dat-o la 3 ianuarie, că nu aveam. Și eu trebuie să știți și apoi de lemne, să putem partea aia. Să punem altul. Aș avea discurs la școală, la pretest, să se rezolvi cu centrala, cu acumulare. Discutăm la TV. Ai lăsat asta? Păi dai tot. Nu e asta. Asta e cu bugetul, ăla e cu... Asta n-am dat. Și acolo trebuie să vedem ce mai au ei. Hai să mă gândim. Tot rău, nu. Dar ce termină? Poate să discutăm și la TV. Să punem la vot cine este pentru. Trecem la punctul 3. Ce v-ați ne-am gândit? Prezentarea raportului anual de activitate a primarului, viceprimarului și al fiecărui consilier pentru anul de mandat 2000, iunie 2017 și iulie 2018. În perioada iunie 2017-2018 și până în prezent, activitățile la care am participat în această perioadă au fost diverse ca nivel de activitate și multiple ca număr de activități. S-au continuat lucrările la obiectivul de modernizare a drumului local din Comuna Vârstănești, de ce 158, fiind realizat în prezent în proporție de 80%. S-a definitivat obiectivul de investiții, extinderea două săli de clase și corpul sanitar la școala gimnazială Brătești. S-a continuat modernizarea rețelei de iluminat public cu lămpi economice prevăzute cu LED-uri în toate satele din comună, astfel au realizat înlocuirea în procent de 90%. S-a construit și s-a inaugurat monumentul eroilor amplasat în satul Vârstănești. S-a încheiat contracte pentru efectuarea cadastrului sectorial. S-a realizat cadastrul la 3 trupuri de instanț comunal. S-a făcut cadastrul la școala din Dagoravăi, terenul aterenul școlii din zona Godosu, drumul comunal DC-153 Caraclău. S-a semnat contractul de finanțare la Ministerul Dezvoltării pentru PNDR 2, la obiectivul de investiție, modernizare, rețea de drumuri locale, Comuna Vârstănești, de Bacău. Suntem la faza de licitație la cele două proiecte în vederea semnării contractelor pentru lucrări, modernizare, rețea de drumuri locale, Comuna Vârstănești, de Bacău și lucrări de întreținere și reparație din Comuna 153, Comuna Vârstănești. Fiind membru în Consiliul Local de Administrație ADIS și ADIM, am participat la ședințele acestora. Am organizat manifestări culturale și distractive și sportive în vederea promovării comune pe plan local. Acestea au fost în mare parte activități la care am participat prin calitatea funcției pe care o ocup în cele ce sunt atribuții de serviciu ale acestora. Speranțele mele nu se opresc aici. Dorința mea de aceea de a cât mai multe proiecte finalizate după ani de mandat să fiu mândru alături de consilieri locali, de viceprimarul acestei comune, care am realizat lucruri importante pentru cetățenii comune. Tot, până la urmă, am făcut împreună. Ce-ar mai fi? Am coordonat beneficiare de la 46 la curățarea, la întreținere, adică pe domeniul public. Am primarul urmă, am întreținut drumurile publice, am întreținut la sale și toate ce s-a făcut pentru ele. Am participat la toate comisiile de fond crucial și cele care sunt la petițiile depuse de cetățenii comunei. Care ar mai fi fost în afară de care... Stăți așa, să... Da,
făcut. Da, la școala de la Grabăia Roșu am obținut actele, deci ne putem face, ne putem urcă în cur. Să vedem în ce timp să ne permite un pic de demolarea, că ne-a venit și avizul de la minister. Proiectele care sunt, care le-a spus și domnul primar. Să vedem dacă am colaborat, le-am făcut împreună. Ce am făcut mai separat asta, a fost cu creșterea domnului și cu 416. Cam tot același raport la și încercăm în continuare să mai facem ce mai este făcut și în plus, dar asta am puțin de bani, vedeți că totul se... Totul se trece acasă, se rezumă la mea. Poate reușim să dăm drumul la lucrarea ta. Da, da, deci, da, sunt totul. Dar nu avem ce face, dacă așa... Ce să facem în acesta? Dacă așa s-a făcut lucrurile, dacă noi cu licitația stăm de două luni de zile, asta e termene și condițiile, trebuie să stai 10 zile, 15 zile, 30 zile, 20 zile, 15 zile, ce să facem? Nu am ce zile și nu ai nimeni de fost ca și viața. Da, deci facem cât putem asta. Și nu pretugem pentru primăvara care o să fie, să fie timpul bun, nu are rost să facem prin rău. Cu celelalte proiecte? Nu am avut proiecte, la autobus. Da, da, la continuare. Deci, PNDL-2-ul. PNDL-2-ul e... Da, PNDL-2-ul este tot la fel în faza de semnare de contract. Nu de semnare. Așteptăm să dăm un termen de punerea protestațiilor. Nu trecem la diverse cu problemele astea. Păi s-a trecut. Da, da. S-a trecut, domnul Miro. Și am început eu. A, deci am început direct din asta. Da, da, da. Și am început eu. Dar nu, cumva, că... Dacă lucrările se amână până primăvară, lucrarea e din 95% bună și în primăvară e 10% bună. Pentru că se face praf. Nu, dar stați, domnule, că în decembrie să fie plus 30. Așa mă zic că nu. Așa mă zic că nu plouă și ai văzut ce ploi meu. Nici la pretești nu putu să vină oameni, nu? Dacă plouă, cum se spune? Fac așa. Nu, au venit, azi au turnat, au luat-o de la domnul primar, om în sus, partea aia. Ori sperăm ca până în decembrie să termine. Sper să nu ai idee de un termen. Așa speram și noi. Până în decembrie, da. Bine, știu. Așa se vină aici. Nu suntem la diverse. Păi la diverse. Dar cine a făcut? Nu, trebuie să spun la întrebarea cu asta. Trecem la diverse. Trecem la lucrările de la PNDR. Da, lucrările de la PNDR mergem un pic mai greu din cauza că la... la drumul de la Caracol, l-am dat drumul la licitații pe preț. Acum nu e o lucrare de undergur. Deci e o lucrare care trebuie să avem un diriginte bun și să țină drumul greu. La PNDL ne băgăm mai tare și pe partea tehnică. Ne trebuie un constructor, că acolo sunt poduri de făcut, sunt mult mai multe și mult mai grele. Și acum este noi și am... în fază de început acolo. Și în fază de început. Aici dar sunt mai multe chestii, da. Și acolo ne băgăm, nu lucrăm numai la oferta de preț, lucrăm și la oferta tehnică. Acolo este mai greu. Deci noi știm cine sunt, acum suntem cu oferta tehnică. Ne mai cerem clarificări, ne mai cerem ca să vedem exact cine e. După ce terminăm cu asta, așteptăm că e termenul, nu știu, de 10 zile sau nu știu, să-și depun contractele, dacă au. Dacă n-au. Dar cine am știut eu? Deci la drumul de la Caraclău este Nova Design. Se cheamă pe firmă din Bacău. Așa. Iar la celălalt, nu știu, deocamdată, n-am spus, încă le cerem la toți clarificări. La aici am băgat prețul cel mai mic, ca să știm sigur că... N-am nici contestat. Nu, e prețul cel mai mic. Asta e, nu mă interesează pe oferta tehnică. Prețul, da. Că dacă mai vreau așa ești contestat, ne ducem până la 1 și la 2. Nu pot la 1 și să băgăm contestat. Da. Deci pot la 1 și pe contestat este contestat. Da. Așa. Și ăla a rămas tot și de la PNDL. Iar acum sunt... Pe doi ani nu și ar mai fi proiectul cu fosa și cu gardul de la școală. Am terminat toată documentația tot. Acum urmează, dar aici procedura de licitație este mai mică din cauza că e încredințare direct. Tot pe seama se face, dar e încredințare direct. E o valoare foarte mică. Am reușit acum un loc pentru autorizație. Fosa vine de la mine, mai de la mine. Cred că legea s-a fost cu contestația după licitație. E un pic cam dificilă. Ai depus de contestația, suma lucrării este idee, depui și o sumă. Deci nu s-o prevăstălești, depui și suma.
să judecă și pe mine, că nu trebuie pe toate, nu așa de fune protestații, dar asta e legea, asta e legea. Dacă se desfacă pe legea treaba asta, nu mai convine cu oricând, hai, știu cu protestații, nu cu ce asta, nu cu ce. Am auzit, nu știu, cred că de la 1 ianuarie se intri chestia cu garanție pentru contestații. Adică ei îți spun, valoarea este de 10%, dacă îi pierzi o contestație, pierzi și bani. Ca să îi descurajezi, să mai... Că bune sunt, asta fac, nu bani din contestație. Sau reducerea termenelor de contestație s-ar mai da, s-ar se umblă la lege. A, făcut acum, nu știu cum se cheamă, scapa cu o comisie la București, care contestații de prima dată merg la ei. Și dacă ei spun că e necontată, nu mai ajunge la partea cu judecată. Da, să... Dacă e mai complicată și ei nu reușesc să aducă pe linia de putere, atunci merge la judecată. Băieți, cu vorba. Da, le-am promis. Ar trebui să facă să le dăm și pe celălalt. Și-a făcut tactile acolo. Domnul se înfărăsuie și mă. Nu știu mai mult ca să ai tare ca dator. Le-am promis, dar nu știu dacă am dat și-o teren. Ce mai? Le-am promis, dar nu știu dacă am dat și-o teren. Deci nu le-am promis că luna asta, luna e la altă. Deci în momentul când se îmbrăcă, dă. Nu, ideea este când o să vină o altă rectificare de buget, da. Vedem ce se poate, unii... Sumă, ei își păstrează pe care date chitanțe de care îi plătesc la AG. Am mai mult plătit pentru noi, dar pentru... Taxe de instituție, care se plătește în desfășoarea activitatea. Oricum, ei trebuie să facă un dosar. Trebuie să facă. Originalul țin la ei... Trebuie să facă. Trebuie să justifice sumizorile. Exact cum am dat la serici, așa nu se plătește. Exact, asta vreau să zicem. Nu e greu. Nu, eu nu am nimic la diverse. Dar nici ei mai mult o să trebuie. Nu, nu te-a chiar așa de... Ceva mic. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Să nu mă iese veselii din... Este altceva. Am văzut, domnul primar, domnul vecine la cod, acolo, către vecine, în fund. S-a scos, v-a luat acolo, de acolo. Și ar mai fi ce reclamă să arăt niște dumneavoastră acolo, la, cum zice... La chestia acolo, la acolo? Andrei. La Sorin Andrei? La Sorin Andrei, da. A, nu, e cineva care scoate în drum acolo și dă foc. Deci, te zici ce... Da, să știu să facă, da, să știu să facă, să nu mai dea acolo. Ai, ce problemă. Am deformatat acolo la foc, la lui, la mine. Nu vă să fost probleme. De ce ar fi probleme? De rest. Domnul Consiliu de Mărghi? Dacă se mai poate interveni un pic, chiar aș da drum. Da. Că atunci că s-a dus doar pe pensele din centru și atât și s-a rătuit. Nu s-a făcut nimic pe Valea Poieni, nu s-a făcut nimic pe... Și recomandam, nu mai trebuie împrăștiat, pentru că eu trebuie adus și pus undeva pe margine unde permite și apoi cu cei de la ajutorul social putem noi să-l folosim pentru lucrurile care sunt așa. Îl pune pe drum, îl împinge, să dăm margini și nu își face absolut niciun efect. Deci, da, dacă se poate aduce câteva mașini, lăsate așa pe porțiuni unde se poate depozita în curții circulația și o care se poate rezolva. Pentru că sunt porțiuni foarte bune și sunt porțiuni unde sunt câteva mașini. Îl fură noaptea. Nu îl fură, stați, nu știu. Sunt undeva în localitatea acolo, da. Și unde trebuie să poate acolo unde trebuie. Dar oricum trebuie să plăcăm pe Valea Poienii, că am văzut. Trebuie, sunt câteva locuri unde... Chiar în partea aia acolo, după fundul de la Preluca, șesul ăla, adevărul ăla s-o cam păstrat și nu prea s-o băgava la sucru. Am văzut acolo și șesul oriunic. Și după Preluca, tot curbând, până în următoarea acolo. Acolo e cel mai... În rest, mai este. Dar, cred, bine, mă, bă, îți mai vădăm să ne referim pe ele destul. Ar mai trebui un rat un pic la șans, câtă apa vine din păduri. Iar să și degeaba acum, putem să punem și în fiecare iar, dacă nu se face șansul. Sunt câteva porțiuni, nu trebuie un rat să trece iapa cu șansă. Da. Da. Nu cred că mâine vine, dar așa. Și mai am o cerere din partea oamenilor acolo pe uliță la Grigore, la socul unde duce spre capăt, știți că s-a deviat drumul, că Gheorghe și-a luat pământul, am modificat drumul, de la capătul uliții. Deci capătul uliții la Toma, la Samuel, la Ghiță de acolo, da. Și s-a deviat un pic drumul pe în altă parte, dar e foarte mult mamă și mamă acolo, niște piatră chiar după rău de Baiana.
spre capăt. Drept spre capăt unei... Nu era la Ionitul la Mocirului. Care era la Mocirului. Nu era la Mocirului. Strada Ionitului, la capăt. Da, ăla când duc socul, care duce, dar tu mai spre capăt. Tu mai spre capăt. Mi-a făcut o masă bine, dar... Mai sus, mai sus, acolo... Nu acolo. Nu, pe drumul care duce până lângă... Lângă stație de autobuz, nu? Pe lângă stație de autobuz, da. Tu mai la capăt, acolo... Tot am dat pasul, nu acolo, 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 acolo merge și din ăsta mare, la niște palatul, după... Acolo, acolo, la spăt. De pârâu. Merge mare și acolo te vei intervenit cu tixă. Da. Pas cu mintea la mare. Pas cu mintea, pas cu mintea la mare. Cu Grigore, că ei mi-au torcitat. Vine drumul care zboară de la Mocirile și foarte rău că mai Gheorghe și-a luat pământul, v-a luat, închis drumul, am făcut noi pe adătorea, dar fiind nou făcut acum, mă dă să facem în volină mult și... Și acolo merge chiar piatră mare, luat după pârâu, nu trebuie ceva la special. Deci putem rezolva cu hotelajele noastre din dotarea primului. Am întâlnit și de părău și chiar cred că nu mai durează mult, 2-3 săptămâni, dar putem exploata și aia 2 mm cu bucătasă din fază de proiectare și mai. Dar ei ducem până altă parte, după alea biserice până mai sus, trebuie dus acolo, pe valea, nu. Dacă e mai bun. E foarte greu, dar nu am așteptat să vreau de atât de mult. Deci avem 2 luni de 10, adică și 2 luni, nu de 2 luni. Când am depus actul la apă de mâni, iar fiind în punct de cadastrare, toate minunile, zona de ostiere, după aia vine iar, trebuie proiect, trebuie... Deci tot acolo, tot acolo. Dacă stau cu banii, mai fi rapid un până, cred. Și cu podurile? Deci... Păi așteptăm, așteptăm de la un pol, nu se va. E la Regia Națională. Da, Regia Pădurilor. Chiar și aseară, nu mă duc nicio, dar nu numai Comuna Văsănește are... Da, am înțeles că sunt mai multe, mai... Da, și trebuie să fac hotărâre de guvern. Da, curioasă din treaba, de atâția ani de zile nu s-a știut că... Da, s-a știut că treaba în părăsire. Nimănui nu i-a mai pomenit. Adică, s-o continui să facă treaba și... Noi bine bazați, dar ați văzut acum discuția, că e la noi. Și când a venit atunci să discută domnul șef de ochiul, am rămas la loc. Nu până, nici cum era, zice, dumneavoastră, știți ceva, că s-a început un demers. Dar nu am mai interesat nimeni la care ca să continue să-l aducă la finalizare. Bun, de sau. Și investițiile care s-au făcut, nu s-au făcut. Da, exact. Păi am zis că cadastrarea care s-a făcut. Păi, bine, până la cam două. Dar înainte, ce s-a făcut? Nu a fost la el, nu a fost clar. Nu a fost clar, deci
Nu mai fac bani să salteze în Onești. Păi, tampoul, nu mai fac bani. Drumul la Răbdeană este al lor, să nu știu mai. De la primărie, cu migeamul sau altul, cu vorba așa, nu știu ce vrea, să îi prindă. De ce ne vorbim să stai întâi... Stai în altul sub casul la jos. Arindu-l ăla, dădeam jos, după aia facem garul înapoi, luăm tabla, că este în școală, am înțeles, că sunt două pali de tabla în școală, îi prindem înapoi și dăm și o să sudăm și plasele, mai am niște plase de tabla de la școală. Îmi cer scuze, Costică, ce lipsă la școală la mine? Sunt vreo trei tabă. Col de tabă. Eu cu la tabă din frate de clasă. Nu, col de tabă de la gardul. Col de tabă din gardul. În preșmuitor. La școală. La școală. La tabă nu se mai scrie doar asta. Nu se mai scrie. Nu e cu tabă. Trei tabă. Măcar din început de an școlar. Ați văzut de acolo, mai bine. Plața de veni, da. Sport, da, da. Acolo, presenii. Păi dacă s-ar închide acolo, mai duce unul altul, lasă, hai de acolo. Da? Deci s-a făcut un pic de muncă de plața de veni, cum s-a învățat, s-a făcut altul, mai scoțește cu fierul, să ne trebuie, după aceea duci, hai de acolo. Și... I-am zis, i-am dat. În afară de doile care vedeți că drept apoi nu are și ei greu să faci și urmi de la copii. Nu duc că să nu dau duminica să joacă fotbal acolo. Vine chiar și de la Poiana, vine de la Poiana. Tot de ora să fie. Ok? Tot de ora să fie. Vin de la Brașov? Da, da. Așa de ei. S-a stucat de ei. Nu-i promovează comuna. Da. Domnul consilier Felix? Nu știu ce. Dar în ce stadiu stăm cu ăștia cu apa? Apa. Trebuie să luăm loturile. Trei loturi la șosea. Acolo la Tastăului. Și unul din rezervorul de apă. Le cadastrăm. Aici e problema. Evaluatorul o evalua cu 1 euro metru pătrat. La bani și 1,70 euro la deal. Și vedem dacă așa am spus. Da. Și doamna Pușcalou a zis în felul următor, la banii ăștia, cred că ea nu se scoate nici cu cadastru, dacă faci. Problema este să facem noi cadastru, să fac eu cadastru. Îl suportăm, dacă ne dar nu putem. N-avem voie. A, n-avem voie. Vânzătorul normal să ne vinde pe cadastru. Cadastru. Noi, n-avem voie să vedem ce zice de cadastru. Asta e. Asta e cea de cadastru. Să ne cutăm o variantă. Nici evaluatorul nu poate să evalueze mai mult decât face. E la 20 de metri de la Tazlăr. Și se face cadastru pe întreaga suprafață, se face defalcare și suprafața care erau noi, de 400. Caut eu ce motiv ca să nu se facă. O să-și plumească mai. Nu, ideea că o registrație la Tazlăr. Și au achiziționat fiecare terenul, recunele achiziționat, doar noi nu am din cauza. Și este foarte greu să facă. Fiecare au cadastru pe este. E normal, nimănui nu-i mai convine să facă cadastru, costă foarte scump, e clar. Iar vânzătorul ar fi mai mult, dar problema că nu au Da, au de la bunici, nu neapărat. Sau au făcut schimbul rezolvării. Au făcut dezbaterea la ștere, costă. Cadastru, expertizii, costă. Locul de veni, oricum. Ei, dar nu au reinteresit de semnare. Știți? Domnul Jurescu. S-a întâmplat o pierdă la urmă. Păi, legat tot de drum. Dacă se face vremea bună, prioritatea numărul 1 să fie și mai avem legați șanți, balast și trășie. Am stat un pic să poate să vin poate să se numai. S-a fost să fie joi că... Se liniștește. Să mai liniștește. Da, dar de pe care vii toare ea. Dar nu zici la urmă. Nici la care. Da, nu așa. Dar eu aș avea o problemă la tine, pe domnul Ghici. Timpul organizăm să ne băgăm de acolo până aia este începând. E chiar de la școală, de la deal, să vezi ce se întoarce, este
toți copacii au venit în albă, că nu s-a întâmplat odată cu ploaia, dar acolo și ne trezăm că vorbim sâmburi. Activitatea trebuie făcută la... Timpurare, vezi că am avea tot timpul ne-am dat, dacă nu trebuie să am venit. El mai făcut și acum 2 ani? Sigur că da. E, dacă nu ne-am dat până acum, crezi mă. Da. Crezi cu vegetația. Da. Și și omul mai pune sarcini. Da, trebuie ceva de făcut preventiv ca să nu fie la un moment. De exemplu, la Sfântului, dacă nu s-au dus mintea să-i tai sarcini. Ați văzut? Acolo mi-a făcut timp de tot și am venit sarcini. Am de ea, Stai, dar uite ce sărci ea. Dar apropo și de ploi și de astea de ploi și la gura voi, s-a apropiat foarte mult apa de 2000 euro. Da, da, exact. Acolo. La Gricocul jos. E foarte 4-5 metri până în 2000 euro. Ăla e pericol acolo. Dacă ne vine o apă mare, s-ar putea să intre. Noi suntem în peșe de la apele români. Normal, e treaba lor trebuie să facă. E ori tu, mă gândesc. Da, nu, apele române. Și vine în față și spune, foarte bine, da, i-am adus scripturile și vă dăm voi, dacă vreți să 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 dăm voi, ceva. Gabioane, lucrătură, lucrurile. Dar ei nu vine, pune în jocul puțin. Lucrurile de gabioane, nu sunt sute. Iar dacă nici asta nu se poate, atunci ar fi bine de plantat sărcii acolo. Acolo ar fi bine de plantat sărcii. Da, e indicată. Da, mă rugăm de la troiță cu mai portară, că sunt cu bădire. Măcar 2 metri într-o troiță. Da, o să-i toată partea aia. Nu știu. Eu am mai solicitat de drumul este agricole, măcar 100 de metri să drumne și în balastru de pe acum s-a făcut la capul de aule, da, dar că pământul ăla tot sunt drumul. Dar nu băgăm un pic balastru să-l bată un pic, băgăm la noi, să ne băgăm la anul, să bate și nu mai vine pământ în bără. Să fie asfalt, când iese tot drumul de tine și la folzor, iese... Dar aceeași probleme cu copa de drumul, la care sunt în regulă. Nu sunt bani care acolo, peste tot, peste tot. Da. Palatul s-a pus de sigur, dar nu te-am anunțat. Peste tot sunt probleme cu asta. Ai zis că mai bine, dar nu mai bine. Bine. Așa, referitor la folzor, că adică problema. Fondurile cele mai mari o să le trebuiască în ianuarie. Deci dacă dorim să-i ajutăm, trebuie să prevedem pentru anul, după acum să știm, că atunci plătesc taxele de înscriere, de firmațiile, doar că acum se plătesc doar la vitrajul. Și cartonașul, dar cartonașul să își plătească 5 milioane. Bine, dacă avem ceva. Problema e că trebuie să ne aloce nouă terenurile pentru construcție.
funcția codului seara, adică cei de la să ne luăm... Da, chiar când am fost acolo la ședință, deocamdată legea este foarte, foarte întotdeauna, nu mi-a dat niciun răspuns, noi suntem cu astea două coduri care e așa. Au zis că speră ei până prin octombrie să iau măsuri. Trebuie să avem în perspectivă, eu am tot spus-o din mandatul trecut, trebuie să avem în vedere, adică în toate statele de construcție de poduri pe seară, pentru că peste tot sunt probleme. Stau iarna, oamenii cu mașină peste drum, dacă e gheață, nu poate trece nici salvare, nici pompieri, deci în viitor, după ce terminăm cu drumurile, după ce terminăm cu drumurile, trebuie gândite poduri. Deci tu că la sfert peste vreo 10 ani nu mai se elimine. Deci eu ne-am dat sfert, noi ne-am propus ca funcțiile alea să le băgăm un an alta, să facem consolidare grupului, nu vor să deplaseze și de la un punct la altul. Am zis, dom'le, nu putem în partea de strigapul eu de acolo. Punem în partea de aici, discurs din bandă, de la stația de autobus, facem un pic de pleton pe forță proprie și vedem noi cu un gamon acolo, îi unim, discutăm bine una de altă, să se poată trage cu o căruță, cu o salarie, cu o mașină. Nu vor sub nicio formă, că spunțele făcute de ei și ei nu vor să le... Ce să mai facem? Da, da, una, două, trei, patru, nu poate. Cine l-a acuzat, vine cumpăra altul, deci nu-i... Da, nu cumpăra, uite că la firmul ăsta acolo, unii voi nu să fie nimeni, de acolo la roacă două, nimeni, la pelin, nimeni. Dar două, este, da, nu sunt nimeni. Dar ce s-a făcut? Dar care e cumpăra? Dar da, o timp să dăm și ceva de spus. Deci, hai să vedem cum facem cu copacul ăla de la aia, de la intrare în albile acolo pe stânga. Trebuie unde la fată? Da, 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 la sală, la sală acolo. Dar e totul prima. Au petiții depuse la noi și nu știu cu ce măsuri să iau. Cum? Vă duc eu unde vreau, vă luat ușor de aici? Nu, problema e felul următor. Casa e privat, fără e privat. Eu am fost să vorbim cu domnul Lazar, la care ai pădurea. Nu văd să-i dau copacul, vreau să-i dau copacul ăla. Deci trebuie să-mi dau casa la noastră. Dar să meargă proprietarul, să meargă să depună, să vină la cele marci, ca să fie treaba, să stea cu ce nu ne trezut după aia că el a întăiat și să ne poate de oameni. Dacă proprietarul vrea, nu trebuie să nu nică el, dar eu jos și gata. Proprietarul vrea, nu? Dar nu vrea proprietarul. Ia treaba pe tine, cât îi poate amenda dacă? Dar nu-i vorba de amenda, domnule. Alții taie, taie cu 10 copaci în pădure și duce la ocol și spune o vrut să iei furi, adică, dar el îl tăie. Și vine și barcă și rusă și vine mai mâine așa. Facem legat. Nu mai intrat în părere. Vreau să mă zic și eu, mă zic. Cetățeanul respectiv, acum vorbești, spune că da, și după care îți zice, adică, ca precum pe frate cu gătii, cu hăi. Are și media asta. Pe frate cu gătii, nu știu. Da, cu asta de frate.